Am verificat. Partea roșie, deci firele roșii, trebuie să fie mufate pe partea cu mufa de alimentare a tastaturii, da? Bun. Haideți să ridicăm ecranul. Vedem cum o să-l fixăm în așa fel, încât să putem și vedea imaginea. Deci asta este baza ecranului, da? Să nu uităm. Haideți să aduc ceva, un suport. Deci firele roșii pe partea cu mufa de tastatură, da? Pentru taste. Putem să o fixăm mai bine. Ok. Se pare că e pus. Corect. Bun. Avem difuzoarele, avem tastatura, avem lampile conectate. Să nu atingă chestia acolo. Și asta aici în spate. Un pic de distanțier. Așa. Să nu se atingă cu partea metalică. Mufa este și ea fixată corect. Acum o să ducem alimentatorul. Iată, acesta este alimentatorul de 12V. Cablul l-am achiziționat eu separat. Teoretic mi-a zis că o să-mi trimită cadou un cablu, dar se pare că nu l-am trimis. Asta e. Foarte dificil să găsiți un alimentator compatibil. Așa, haideți să băgăm și pe ăsta aici. Mai întâi să adaptăm ăsta. Da? Iată că are tensiune pe el. Băgăm și pe placă acum. Ok. Deci, avem semnal pe LED. Asta înseamnă că avem tensiune, da? Hai să vedem dacă reacționează vreunul dintre... Iată că a pornit ăsta. Trebuie să pornească și display-ul. Din păcate, display-ul nu mi-arată nicio imagine. Și asta nu e bine deloc. Înseamnă că banda nu este corectă ca să-mi alimenteze display-ul. Da? Ia să schimbăm lumina, să vedem. Iată, ecranul este luminat, deci el primește tensiune pe benzile LED, în schimb nu primește tensiune pe LCD. O să trebuiască să fac verificări, să vedem exact cauzele și revin cu filmare pe alimentarea